Viciile ne costă tot mai mult. Pe lângă faptul că sunt nesănătoase, băuturile alcoolice și țigările s-au scumpit de la începutul acestui an. Deși avem salarii mici, în lupta cu viciile adesea suntem pierzători. Nu puțini români rămân restanți cu facturile la întreținere și dau banii pe aceste produse dăunătoare sănătății. Se pare că, deși costul satisfacerii unor vicii crește alarmant, majoritatea românilor fumători continuă să practice acest obicei. Avem obiceiuri alimentare nesănătoase și vicii. Dăm la fel de mulți bani pe alcool cât dăm pe apă, iar țigările nu lipsesc din lista de cumpărături. Produsele de igienă și cărțile se află în schimb la finalul listei de priorități. Toate acestea sunt rezultatele unui studiu care descrie obiceiurile nesănătoase de consum ale românilor. Specialiștii spun că pentru a rămâne sănătoși este important să avem o alimentație sănătoasă bazată pe un aport de proteine, glucide și lipide, însă din păcate banii puțini și viciile îi fac pe români să uite de acest lucru. Carne, pâine și lactate sunt alimentele nelipsite de pe lista de cumpărături și pe care românii cheltuiesc lunar cei mai mulți bani. Oricum le-ai combina pentru sănătate, tot nu este bine, spun specialiștii. Oamenii cunosc teoria, dar când vine vorba de vicii, puțini sunt cei care reușesc să își învingă dependențele. Ci le golesc buzunarele românilor și aici ne referim la tutun, la alcool, la jocuri de noroc? Aici e mai mare prostie. Viciu, că și eu am fumat de la 19 ani, dar m-am lăsat acum, din 2018, m-am lăsat de fumat și foarte bine, foarte, mă simt parcă tânăr, deși am 65 de ani, dar mă simt foarte tânăr, asta e. Și deci îi îndrumesc pe tineri să nu fumeze sau să se îmbete, să bea așa ca nebuni. Hai dacă bei un par, două, dar mai mult, nu? Și asta e. Da. Am văzut totodată că se tot scumpesc aceste țigări, de la an la an. Să le scumpească, să le scumpească, ca să se învețe minte, să nu le mai cumpere. Asta e. Considerați că dacă ar fi mult mai scumpe, poate România ar renunța definitiv la acest viciu? Cred că dacă ar fi mai scumpe, ar renunța, mai ales tineretul. Cred că ar renunța, dar asta e, că tata are bani, mama are, hai, îți dau ceva și merge. Renunțăm la ele. Renunțăm la tutun, la alcool, pentru că nu sunt benefice sănătății omului. Da. Voastră ați avut vreun viciu? Nu, nu. Am fost cadru și n-am avut niciun viciu, decât munca și tot ce este bun pentru familie, pentru copii, pentru nepoți. Da. Înțelegem că i-ați sfătuit pe români să renunțe la aceste vicii. Da, să renunțe, sigur că da. Nu sunt benefice sănătății omului. Și mai grav este că multe dintre medicamentele cumpărate sunt luate după ureche. Un studiu făcut anul trecut pe tema automedicației arată faptul că peste 60% dintre români iau medicamente fără rețetă încă de la cele mai mici simptome de răceală. Carburantul consumă și el bani frumoși din bugetul românilor. Cei mai puțini bani sunt alocați produselor de igienă, doar 7 lei pe lună pentru săpun de pildă.